Bun salutare tuturor, numele meu este deți și astăzi Ne găsim la episodul cu numărul 10 Tricoul pe care are o ba mea găsim cu numărul 10, este la episodul numărul 10 Începem direct cu o simulare, mă gândesc, eu nu prea am atât de tare chiar să joc meciul cu Everton Nu prea văd de ce, plus că, hă, ole, unde se află, ce loc se află ăștia? A se află sus, mă, pe 7. Eu nu i-am văzut și am zis, gata, fii atent că pe 20. Un meci în care nu facem absolut nimic. Din nou intrăm și meci pe care îl și pierdem. A, se pare că totuși că a reușit un asist. Este bine, am reușit un asist. Noi suntem băiatul cu pasele. Avem aici un meci în cupă care, hai, să fim n am jucat în Premier League, dacă cred că jucăm în cupă, îi dăm imediat. Curjan marchează, bă, băieți, primul gol din 2000, din finalul, de fapt, primul gol din sezonul 2021-2022 ca să fie corect. Se pare că avem 4-1-3, reușim și gol și asist din nou. Iar n-a fost atent că avem meci cu Manchester United, deci trebuie să înaintăm. Băieții cu un Rashford, cu un Cavani, cu un Fernandez, Van der Beek, Fred, din nou ne întâlnim cu Van den Berg. Ne-am mai întâlnit și în meciul cu Olanda, în care am bătut olandezii. Haideți să jucăm acest meci cu stamina puțin cam micuta alergăm si noi mai puțin și haideți să facem spectacolul în primul mes de acest episod să sperăm că primim o mare ofertă de transferuri. Nebunie bă băieți, nebunie pe mărețul stadion, văzut de sus, ne copiază ideea. Hm. Astia au melodii sau cum era, mă speria, nu în Saudi. Fernandez, acolo frumos, luăm mingea, dăm o pasă mai în față. Și haideți să înaintăm Martialul fostul lor jucător, Martial Martialul care hai o pasă ceva mai în față și Cătălin. N-a luat nici asist. Să pun și în curs să-și laudă. Vreau să văd fază, deci am cerut aici apasă, m-am dus, pa, m-am dus elegant. În față mea, da, de când am, mă bucur că, te seama, practic, echipa mea a marcat, dar nici asist, nici gol, mi-a frat mingea. 7 minute de joc, 0 goluri, 0 asisturi. Că putea să fie un gol, dar de fapt este un asist care nu s-a pus. Perfect, începe început mirobolant în acest meci în minutul 7. Cavani, Cavani întoarcere, Cavani, shoot și apără Leno. Ocazie mare și pentru Manchester United. Haintam frumos, Cătălin Cărjan a primit o pasă acolo, Marsealul nu se duce, bine că acum știe să fure pasa, dar se ducă care mea nu știe, Cătălin Cărjan blocat acolo de către apărător, știu, cavanii, Cavani, jucătorul lor cu numărul 7, Cavani, dă o pasă și să avem grijă să nu se întâmple vreun penalti, că nu mi-ar fi plăcut, apărare, apără lovitura cu uțele, se pare, Cătălin pe fază, Pac, prima pasă, haideți. În față aș fi preferat, nu să lăsăm timpul să se replieze. Hai mă, o dată mă, trebuie cer așa centrale, care altfel nu o a o pas la Marseille și acolo Cătălin Cărjan se duce. Ce hai că a, aici ca Castels, nu stiu ce. Mi e de chiar că de Heo pleca la Tottenham. Și aici prima repriză, pe băieți, că nu s-a întâmplat, s-a întâmplat totuși ceva faze, nu foarte multe Și să încercăm poate data asta, dacă dăm un asist să luăm assist. Mama ce frumos se vede. leu ce l-am faultat acolo. Dar să nu-mi galben, l-am faultat și aici și... <laughs> Vanderberg am înțeles. Avem grijă, o foarfecă și apără Leno pe fază. Bine, iese din nou, intra Dama Traore tot pe partea de lămă și noi nu l-am galben, mă bucur, sperăm că a uitat arbitru din faza aceea. Hai bă băieți, Adama, Adama, sper că ești undeva în față și este Adama undeva în față, hai mă, din toți, Acum, culmea, Adama cu fizicul ăla să nu reușească să treacă. Se duce Nicola Pepe, Nicola Pepe, Nicola Pepe, dacă n-are o să șuteze, lasă pe Cătălin Cărjan și gol, Cătălin Cărjan, 2 la 0, inimioara frumos, o revenire superbă, hup, e elegant, reușim bă băieți, o fază foarte frumoasă, jucătorul cu numărul 8, a văzut acolo în spate, reușește golul cu numărul de 2 la 0 și primul gol al lui Cătălin Cărjan în Premier League în sezonul următor. Ce să vedeți, deja suntem aproape pe luna ianuarie și urmează o nouă perioadă de transferuri. Doar un golut, asta e. O, polnecare acolo. avem totuși grijă. Hai, 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 o pasă, mă, nu dau o pasă, mă. Bine, la 2 la 0 nu mă mai plâng chiar atât de tare. Bine, ad frumos. dă nouă pasă. Marsealul nu se duce. Marsealul nu se duce. Așteptam poate și acum va da mă ore Nu, dar băieți nu mi au chef. Gata. Dacă am dat, avem două goluri, gata, nu mai vor. Deci înainte, elegant Cătălin Cărjan, Cătălin Cărjan cu un superb gol și nota 10 curat. Putea să fie hedric cu nostru, bă, băieț. Putea să fie clar hedric nostru, dar Bogacul s-a la fan. Tu, tu, bă, tu, tu. Nu știu care arată așa la un fan. Tu. Frumos gol aici. Bine, e fain, de e puțin pentru gestul ăsta, dar, a, nimic. Direct al doilea gol, așa este bine, schimbări, 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 schimbări. Adam Traore, acolo bun și pe defensiv, bun pe orice vreți voi. O pasă elegantă, bun, așa jucăm cu francezul nostru și înaintăm aici, să vedem. Hai, hai, poți să o dai și a doua poți să o dai a doua oară. Cătălin Cărjan, de data asta, mingea luată de Nicola Pepe, am inteles E și Marțial și îns... Nu, nu e la cazet. Dar la cazet nu știu dacă se transfera sau nu știu să fie, Nu știu dacă a plecat. M-am uitat și intră aici un tânăr atacant. Bine, la ăsta nici și permitem să mai lăsăm și alți tineri să evolueze. Ultima noastră fază. Încercăm să cerem o pasă. Poate ne băgăm cumva. Hai că am dat-o dacă e. Și cu toate acestea se termine, bă băieți. Și primul meci din acest episod. Un meci în care se pare că câștigăm cu un scor de reprezentare în final de Premier League. Cărjan reușește dubla. La tătica, normal, merita... Merita... Bă, acum n pe faza care s-a întâmplat, clar. Două goluri și un asist, dar se pun doar ca două goluri, că putea să fie un hat-trick. Începem să arătăm cât mai bine. 5 apăriți, 3 goluri, 3 asisturi și prima ofertă de transfer de la Real Madrid. Eu, unul, sunt fan Real Madrid. Te-l avem aici pe Gareth Bale. Uh, Müller este aici, Immobile, Ibrahim. Echipa asta, curtoa Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Rodriguez, mezemau o de carte acum arată mult mai bine. Dar parcă și preferat un Barcelona pentru, sincer să fiu, de Pamecano este aici, dar nu vedem pe Messi. te deci te gândesc, da, Messi, bă, băieți, Messi, Leonel, Messi. 120.000 de euro pe săptămână. Cătălin Cărjan, cer să fiu acum mă găsă să mă gândesc și știu oferte de nerefuzat. De timp, sigur urmează și o ofertă și la Barcelona, sigur urmează o ofertă și la PSG, dar cât timp Real Madrid -o a fost prima, de fapt stai că vreau și o să fiu curios mai întâi de o chestie, că na, mă duc la Real Madrid foarte frumos, dar să în primul rând curios de o chestie. Aici pot să văd, ba, da, Real Madrid, cu cine o pica mai departe? Real madrid cu Benfica. Răzbunăm FCSB-ul, bă băiți. Real cu Benfica, Bayern cu Juventus, Inter, PSG, Atletico Madrid, Monaco, Barcelona, Napoli, Liverpool, Villarreal, Leipzig cu Spurs și Dortmund cu Arsenal. Au fost primii, ce zic să acceptăm mare ofertă, Real Madridos. Acceptăm ofertă, oricum nu ne transferăm acum, de pe 1 ianuarie vom fi ca și duși. baieti, băieți, hai să mai jucăm meciurile astea așa de, de frumusețea jocului. Dăm foarte frumos o simulare și direct pe 1, direct pe 1, ca ja ratează penalti, ne am lăsat băieți, să batem un penalti chiar acum pe final, ghinion, că am ratat. Se pare că echipa chiar a avut încredere în noi să ne lase, să jucăm, să ne aducă după ce că am fost accentați atâta timp, real, în sfârșit ne vrea noi ne luăm iar bătăi, dar oficial Arsenalul e un vechi capitol, urmează să o carieră mult mai mișto. Urmează aici un măreț transfer, bă băieți, de direct prin tâi, Arsenalul are meci, ăștia nu au odihnă de după Revelion, n-au nimica. Ultimul nostru meci, pe bă, băieți, meciul de retragere al lui <laughs> Cătălin Cărjan de la echipa Arsenalul. Înaintăm foarte frumos și... Cărjan, gol pe final, golul egalizator, ultimul gol dat la Arsenal, bunie totală. Și eu zic să înaintăm foarte frumos, 4 meciuri jucate, pardon, 8 meciuri jucate, 4 goluri, 3 asisturi, intrăm imediat direct meci în cupă, suntem într-o formă good și îl vedem foarte frumos pe Cătălin Cărjan, numărul 24, l-am primit o, o să schimb, vedem ce număr mai este liber. Cătălin Cărjan, nebunie totală, elegant, șutează Jucătorul de doar 19 ani, pe cât oare a fost adus Cătălin Cărjanos? Nu zice, nu se zice. Unde putem vedea oare? Breaking news, breaking news, nu ni se zice suma, dar cu siguranță clar a gustat măcar 100 de milioane. Dacă o să văd suma exactă, sper să vi-o zic, doar că nu văd. Măcar este bine că Probabil vom fi cerut la prima echipă. Sperăm să avem o tactică foarte frumoasă. am foarte bine și cu toate acestea să vedem ce numere sunt libere. Uite, uh, Müller are numărul 8. Interesant. Hazard numărul 7 în continuare. Numărul 10, bă, numărul 10 este liber. Vedeți, nu l-a luat nimeni, ca să nu spuneți că l-am furat. Asensiu numărul 11. <laughs> Un 18 este luat și aici, 18 mi-ar fi plăcut. Să iau înapoi numărul 68, 28 luat de către Gerard Bale. Eu cred că, eu cred că e destul. Intrăm frumos, este liber. Este liber special pentru noi. Ne cheamă. De carul echipei, bă, băiatule, ho, pop, driblam, șutam. Doar că singura să suparare e că nu vedem când ne-au cumpărat Real Madrid -o. ne ne au cumpărat totuși din timp nou, no stat Stăm la transfer news și uh, nu scrie absolut nimic noi, după un superb meci, bă, băieți, urmează aici o nouă aventură. Hai tot să vedem așa cum jucători așa mai spectaculoși avem pe aici. Să luăm care e cine cel mai bun de -i. Cel mai bun este Curtoa cu 90 overay. Casimir 89 alături de Varan cu 88 și Hazard 88. Un Verde, un Benzema, Imobile este rezervă, totuși din păcate. Ramos, Müller, Odegaard, Marez este la noi. Și ceva surprize mari, Bonucci. Uite, Cebalos care e tocmai ce a venit. Luăm de la noi, vom fi colgete, vom fi de asta cu echipier cu Gerard Bale. Marcelo încă este aici. Ubo la fel. Bă, interesant și frumos. Oricum suntem cotati garantat extrem de sus. Mai carier, să vedem tot ce am făcut de-a lungul carierei. La valoarea noastră curentă este de 66 de milioane. Nu cred că ni s-a micșorat uh, uh, valoarea. suntem al 22-lea jucător preferat din cei 41 disponibili. Uh, nu avem chiar stamina full, măcar data asta avem o salariu cu calumea și de-a lungul carierei la Arsenal a reușit să avem 48 de apariții în care 33 au fost victorii, 9 au fost egaluri și doar 6 înfrângeri, 27 de goluri bă, băieți și 22 de asisturi, 3 cartonași și galbeni, mai în ură, mai în serios și urmează aici o nebunie la Real Madrid, o să facem spectacol total și deja nici n-am jucat deja suntem mutim of the week. Perfect. Înaintăm frumos vedem că avem aici un meci în cupă, un meci în care bă, ne lasă băieți să fim titulari. Vom juca ca KM alături de Müller. Păi nu ne scade chiar atât de mult. Avem un minus 3. Pentru că băieți nu au formație de cap, dar nu mă deranjează. Debutez în mărețul tricou roz. Da, dau un quick sim și vedem că la debutul nostru împotriva unei echipe slăbuțe uh, nu margăm niciun gol. Dar sperăm că am reușit măcar ceva pe acolo. Un asist Absolut nimic. Ce am picat mai în față cu Barcelona. Să meciul ăsta deja jucăm. Deci am intrat bine bă, băieți că avem parte de primul el clasico Martinez în ne deci Griezmann cu Martinez și cu Messi. Coutinho, Awarsh de Jong, Aspilucheta, Delict, Sule, Ivan Bisaca cu teștegă în poartă. Bă, atacul cel puțin pare mult mai bun față de a nostru. Hai să dăm frumos start. Avem stamina, avem stamina. Nu prea, se pare că nu prea ne-a străvucat chiar atât din multe meci trecut. Este foarte bine și Varan direct îl distruge pe Messi la antrenamente. Messi aici a pregătit, bă băieți. Messi tatuat frumos. Leonel. Extraordinar și Benzema G2 marcator trebuie să dea foarte multe goluri în acest spectacol și avem parte direct în aceste episod de primul nostru El Clasico Că la Atletico acasă, bă cum e asta mă, deci avem meci cu Barcelona, Real Madrid, Atletico acasă, cum vine asta mă băieți dar toate astea coborăm pe scări, deja într-o ligă mult mai puternică. A, este direct finala, bă, băieți, stați că eu nu am realizat încă. Direct finala și meci intrăm într-un super clasico. Benzema a trei goluri în ultimele trei meciuri, nebunie totală. Messi în prim plan cu portarul și vorbește crainicul Nicola, nu se mai oprește. Vine aici Messi, bă băieți, sunteți pregătiți, Cârjan o da mâna cu Messi, bă, gata, nu se mai spală o săptămână pe mâini. Mamă, nebunie totală, dăm noroc foarte frumos cu toată echipa. Suntem pregătiți să începem primul nostru meci. Cător cu numărul 10 bă băieți, cu numărul 10 la Real Madridos Aici am prim plan, bune totală Țin bine dimingi, Messi la balon, capitanul, capitan versus capitan O să avem curând și un număr 10 versus un număr 10 și Cătălin Cărșan pregătit se i dea o pasă bună lui Marez Hai o pasă din nou, și de ne-a făcut frumos a, ah, cât de aproape asta e clar e de galben. Messi se blochează acolo, dar să mai dăm de galben. Sau poate nu. Hai, nu bloca faza. Nu, n-a luat. fo ce am că e de galben asta. Dar Messi direct de la depărtare. Concentrare bună. Bine. Cătălin Cărjan. Acolo o pasă pentru pe Benzema. Dar din cine ai alergat Bă, bă, dacă se duceau leacă mai rapid. Leonel Messi din nou, Leonel Messi. Nu pierde minge, ce ocazi mare acolo. Ai Ramos la Mendy, să avem grija cum o joacă băieții. Trec la noi. Bun, pac, Casemiro. Apoi la Mendy. Să jucăm. Pasă mai în față, duce direct Hazard. Hazard, Hazard care încă nu s-a hazardat. Și... Şă... Cătălin cu primul tot cât de cât pe poartă. Dar încă mai avem ocazii bă, băieți, încă mai avem ocazii Ce? Acolo am dat-o foarte bine. Ce asist al lui Cătălin Cărjan, bă, băieți. Ce asist. Am așteptat frumos, am făcut schema mai doar ca să mai de puțin. Și gol Real Madrid în El Clasico. Ce bine a stat aici, frumos. Marez, banda noastră din nădejde. Marez. Cu primul lui gol în Super Cupă. Bine, 1-0, bă, băieți. Direct primul nostru asist, că de asta mă gândesc că ne-au și adus băieții, îți dăm pasele alea bune și cred că de asta au să adus și Müller. Pe acela scop, nu cred că Zidane are chef ca mijlocul de doar pase de acum. Ata, asisturi după asisturi după asisturi. Frumos, acolo, Varan. Dă direct nouă pasă, noi hai să ușcăm. A, că am jucat o cam dacă e. Direct o pasă la Hazard, care cred că e direct în offside. E, nu este, nu este, nu este, nu este. culmea, eu m așo oprit, o joacă cu noi. Hai Hazard de nou, hai Benzema acolo, simt pe Marez și încă una la Marez, din data asta nici de nou, dar sunt le pe fază. Ah, Cazi mare, dar toate acestea se termină. prima repriză din primul nostru El Clasic, o să nu dureze foarte multe. Nu fi în această carieră foarte mult El Clasico, oricum, dacă la un nivel mai ridicat, o să simulăm cu echipele mai slabe și vom cu cele mai puternice. Barcelona nici măcar un șup pe poartă, dar noi 3 shot în care trei pe poartă Avem avut o super ocazie Griezmann la De Jong Pac, pasi cu Aspelucheta. Aspelucheta la Griezmann Griezmann de posedat Dar sare mingea la altul Dau minge la unul, vine la altul Aspe cred că de acum trage de timp a face Aspe pe atac Dar cu spatele, gata, așa, trage timp Că doar avem noi 1 la 0, mi-am convenit Prisma deci, cu călcâi, mamă, mă trebuie de-l peste pe astea și ce centrare în față. Suntem acolo pe cu Coutinho, Coutinho! Bine, dă pasă mai în față, bine, hai, 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 hai. Mâna la... hai că am dat -o dacă e, hai că am dat -o dacă e. Se face și prima schimbare, Coutinho și Pianici, nu mai făcut una și la noi, dar n-a fost atent care este. Hai să rămâm așa o pasă. Înaintăm mai frumos. O, oh, imobile! În locul lui Benzema, o poate ne, ne lege poate mai bine cu el. Hai, opa, driblăm frumos. Hai, una elegant. Ai, hai, Müller. Hai, Müller! Că dacă o dă mai tare, poate, poate. Bine, Mendy la Leonel Messi. Mendy pe jos. Să nu o bloc... Ah, de aproape. A spulucuit acum mai ca lâb. Bă, bă, ce se cu echipa asta? Nu înțeleg. Mă întors bine acolo. Ramos sare foarte bine la cap. Noi cu faza pe atac îi dăm una departe lui Hazard. Și ce s-a dus Hazard? Vedem dacă o joacă bine. Ne-o lasă nouă. Să dăm asistul. Dar dacă se va... Dacă va fi un jucător liber, mă da asistul. Și înaintăm frumos. Și foarte elegant. Cătălin Cărjan. Cui dăm pas, Lui Müller sau lui Martinez? Si nu dăm pasul nimănui, suntem egoisti Și inaintam frumos și e ocazie mare. Bă, dacă, dacă nu ne înaintat -int nimeni, intenția mea a fost da o pasul, să asta clar. Am vrut să dau pasă. Dacă băieți nu m-au trecut, nu băga vitez, nu stăpla absolut nimic și reușim, bă, băieți, să câștigăm Super Cupa datorită asistului pe care noi l-am marcat. Foarte bucuros acolo, Cărjan. Bucurie mare și direct pe urmele logica. Hagi, putem spune. Câștigăm super cupa Spaniei. Sergio Ramos, capitan, acolo pregătit. Noi cu numărul 10, acolo în spate, lângă portar, printre ultimii. Bă, băieți, a fost un super episod. Reușim un mare transfer și direct am jucat și noi această echipă și direct luăm și un mare trofeu. Ne bucurăm, Ramos, alături de toți. O și de acolo ca rezervă și Bonucci și toți și ne bucurăm, bă, băieți. Nebunie mare. Cărzana acolo frumos în spatele lui Ramos, acolo mai timpul, așa cu deștele lui. O, a aplaudat cu cineva, l-a luat cineva în brațe. Foarte bine, bucurie mare, dar nu, înțeleg cum Müller cred că mă bucur, că Müller e așa ca cum meu, mă ajută să evoluez foarte bine poziția de mă De direct, poza de grup, Müller, tu pe o, a sărit și tu pe ești direct în față lângă trofeu, nu e unde sunte că nu mă văd, dar o, oh, acolo încerc, mă convinc și eu cumva, mă bag cum pot. Real madrid Supercopa Champions cu bonus acolo în spate, acela că am supărat. Reușim, bă, băieți. Dăm un super trofeu. Nota 8.8. Singur, singura fază mai importantă a fost golul lui Martinez. Puțin suparat se pare uh, Zidane Zidan pe noi, că nu stăm fix pe poziția pe care o vrem. Noi stăm mai mult ca un cam. Dar 8.8 pentru noi. Ce înseamnă asta foarte clar, băieți, doar cea mai mare notă de la Barcelona a fost 7.3 al lui în rest, în rest, mai are 1.1, noi 8.1, deci clar am jucat elegant pe Legendary, Real Madrid în El Clasico împotriva Barcelonei, nota 8.8. Corjan ales jucătorul meciului în această super cupă. Uite, laudă pe Marescu, a marcat singurul gol și stă acolo nu-l fericită nimeni. A, oh, sărăcuță de el. Un nou meci în cupă, pe care, meciul care sperăm să jucăm cu Sevilla. Avem multe meciuri de jucat cu, cu, Valencia, avem aici și cu Sevilla, avem și cu Benfica, avem foarte multe meciuri pe bă, băieți până când vom trece mai departe. Astea aici, a, aici avem, să avem, ma, multe mi apare, când nu mi-apare este ascuns, avem aici tactic, uite, am aici cu Elveția și aici am aici cu Ungaria, bă băieți. Deci sunt șanse ca ori în episodul următorul peste două episoade Cărjan să joace împotriva Ungariei Pot să fie mai mult așa for fan de poveste Trebuie deci să ne ca lumea și pe campionat Deci bă băieți, dacă vă plăcut foarte mult acest episod Neapărat abonați-vă clopoțelul activat Ca să primiți notificări în fiecare zi Când vei posta clipurile mele cu FIFA Suntem aici la Real Madrid Bă băieți, nebunie totală la 6 puncte față de locul 3 de Atletico Madrid dar avem meci cu Valencia cât de curând și vedem că Valencia sunt la 9 puncte de noi. Bă, băieți, sper că v-a plăcut foarte mult episod dacă v-a plăcut ideea de a-l duce pe Cătălin Cârjan într-o asemenea aventură și să-l transferăm la Real Madrid, neapărat spuneți acest episod cu un like. Și cum am zis și adineori, ori, neapărat să vă abonați cu clopoțelul activat. Bă, băieți, numele meu este Diez, a fost un super episod și de acum Zidane trebuie să ne antreneze, să dăm pase frumoase la Real Madrid facem total spectacol în Champions League. Numele meu este Diez, să aveți o zi extraordinară. Vă salut!